Carnea a fost un aliment deficitar. Cum să nu mănânci carne? Deci, dar ce să mănânci? În jur de 10.000 de lei, așa. Și el se consideră și un semn de bogăție. Dacă eu sunt mulțumită de mine, dacă la lucru merge totul bine, eu vreau să mă alimentez sănătos ca să fie, uite, bine pe toate aspectele. De la nașterea fiului ei, de mai bine de 7 ani, Tatiana Stere este adepta alimentației bazată pe vegetale, un termen în engleză numit plant-based. Ei bine, la fel, din dorința ei de a împărtăși oamenilor despre tot ce înseamnă alimentație sănătoasă, s-a născut și cafeneaua Ro Bioorganic. Care sunt provocările ei? Zi de zi aflăm chiar de la ea. Tatiana, când a fost acel moment în care ai adoptat acest stil de alimentație plant-based și ce înseamnă asta la modul practic? Ce alimente sunt în meniul tău? Ce constituie o masă, de exemplu, într-o zi? Totul a început 7 ani în urmă, când eram însărcinat cu fiul meu. Până atunci luam masa la părinții soțului meu și soacra mea gătește alimente bucate moldovenești extrem de bune. Când am rămas însărcinat, nu știu, am simțit că nu mai pot mânca aceste bucate, deci nu puteam efectiv să le mănânc, după care am început a studia, a mă informa și uite, am ajuns că peste ani, așa treptat, am luat decizia totuși să mănânc mai diferit decât alții, deci plant-based. Plant-based ar fi fructe, legume, cereale, proteine din surse vegetale. Din semințe, ce ai pe masa ta? Susan, in, semințe de cânep, deci tot ce este, semințe de dovleac. Să înțeleg dacă ai avea acum o zeamă în fața ta, o refuzi? Da, galant. Nu-mi este poftă. Dar să înțeleg că de 7 ani nu mănânci zeamă deloc? Deloc. Eu pățeam așa că mergeam în restaurante și îmi propuneau mâncare fără carne, dar felul întâi făcut pe supă pe din bulion, carne. Pe bulion de carne. Da, și adică nu înțelegeau, dar de ce refuz? Că nu are carne, știi? Din acest motiv, da, nu mănânc. Chiar sunt atentă la acest lucruri, deși nu-mi este poftă, știi? Adică asta. Și nici sarmale? Nici sarmale. Apropo, nici sarmale, mama mea gătește sarmale fără carne, cu ciuperci extrem de delicioase, deci fără. Și tu nu goști? Fără carne, deci le sunt mănânci. Foarte bune, da, fără carne, așa că nu este necesar să gătești doar cu carne. Dar în general, nu știu, preferați sau consumi și mâncare gătită? Mă refer aici la temperatura de 100 de grade? Uite, eu mănânc în funcție de sezon, deci aleg alimentele în funcție de sezon. Vara, desigur că mai multe crudități, pentru că pot să le găsesc de sezon, din grădina părinților mei, deci fără pesticide, naturale, cât mai nu cumpăr nimic din magazin vara, știi? Adică doar de la părinții mei. Și da, desigur, vara mănânc mai multe crudități. Toamna deja îmi doresc ceva mai călduț. Iarna, desigur, că îmi doresc ceva preparat și termic. De asta, în funcție de sezon, se schimbă și meniul nostru. De exemplu, primăvara, sau care ar fi acele alimente pe care le ai în această perioadă zi de zi pe masa ta? Păi uite, încă nu sunt toate verdețurile, dar abia le aștept, pentru că primăvara noi avem foarte multe verdețuri, foarte multe frunze care apar și primăvara eu mănânc foarte mult verde, bine, și în tot anul, pentru că se găsesc spanac, diferite frunze și iarna, dar primăvara, uite asta fac. Și odată cu începutul postului și mai mult am grijă de mine, știi? De exemplu, faci chiar și zile în care nu consum nimic? Nu, și îți explic de ce, pentru că pentru mine asta nu funcționează pozitiv. Maximum ce pot eu să fac seara, dacă mănânc ceva mai mult sau după ora care de obicei mănânc, dimineața pot prima masă să o iau la masă, deci la ora 1, deci ar fi un fel de fasting, da? Dar nu de asta foarte riguros.
iată cum. Deci totul trebuie să fie așa, știi, să te simți, să fie în armonie cu tine și felul cum tu, să te simți bine, iată, până la urmă. Care, știi, când faci ceva forțat, totul merge, știi, da, da. Iată cum au reacționat cei din jurul tău? Cum au reacționat părinții voștri atunci când întind mese bogate de sărbători și vii cu toată familia la ei? Cum reacționează părinții tăi, părinții soțului? Părinții mei mereu fac glume pe seama asta, mai ales mama mea, dar eu înțeleg. Carnea a fost un aliment deficitar cândva, da? Și el se consideră și un semn de bogăție, da? Bunăstare. Bunăstare, da. Și undeva asta este impregnat la noi în minte, după care ideea asta, cum să nu mănânci carne, deci, dar ce să mănânci, pentru că mulți asta întreabă, bine, nu mănânci carne, dar ce altceva mănânci, pentru că totul este bazat pe carne sau ceva din produse animaliere. Așa că da, într-adevăr, toți mai fac glume, dar eu sunt ok cu asta, nu știu, poate din cauza vârstei. În cazul copiilor, cum ai făcut? Ai doi copii minunați, unul micuț, da. Și deja Luca are 7 ani. Mm-hmm. În cazul lor? Uite, Luca a avut un meniu perfect din punctul meu de vedere până la o anumită vârstă, după care s-au început diferite curiozități din partea lui și eu sunt ok. Deci eu nu vreau să impun un stil de alimentație, pentru că noi ca mame, încercând să-i facem mai bine, impunem un stil de gândire, un stil care nu este a lui, știi? Mi-aș dori eu să fiu un exemplu pentru el, dar el la o vârstă anumită să ia singur deciziile. Da. Din acest punct de vedere, eu pe masă tot timpul am fructe, legume, deci tot. Acasă eu nu cumpăr ceva interzis, dar dacă el în ospeție își dorește, eu nu pot să-i spun nu, pentru că toți copiii mănâncă, toți copiii, știi, la zile de naștere, diferite cazuri, și nu aș vrea să se simtă diferit într-un fel, știi? Chiar dacă mulți ar spune, păi, e diferit, dar spre bine, știi? Oricum, el este copil și vreau să fie copil, știi, să simt chestia asta, dar cu timpul singur va lua deciziile corecte, dar vreau să-ți zic că el știe că, uite, asta e un aliment sănătos, asta nu știu. Tot așa. Soțul tău? Soțul meu. Gătești separat și pentru el? Nu. Ceea ce gătesc, noi mâncăm toți. Deci asta e și challenge-ul, da? Cea mai mare provocare, pentru că tu încerci să gătești ceva, să fie gustos, da? Pentru toată lumea, pentru toate gusturile. Dar el preferă câteodată și să mănânci și carne și eu sunt ok cu asta. Deci noi mergem într-un restaurant, el își comandă carne, eu sunt ok. Acasă nu gătești carne. Eu nu carne. Gătesc pentru că... Dar știi să o gătești, Tatiana. Cândva găteam, știi? Da, vreau să-ți spun că și el gătește foarte gustos, adică... Vara te invită la un pește la grătar, să înțeleg, chiar da. Dacă nu consumi. Da. Am înțeles. Spune-mi, te rog frumos, ai simțit schimbări, iată, în momentul în care ai renunțat la anumite produse alimentare și în ce fel de schimbări sunt? Mă refer aici la aspectul tău fizic, la frumusețe, la sănătate, la vitalitate, la energie. Uite, eu cred că ceea ce noi mâncăm ne reprezintă și felul cum noi gândim și felul cum noi arătăm. Am observat că unghiile sunt mai puternice, tenul devine mai luminos și mai curat. Puteți încerca să renunțați la lactate acum, mai ales că este postul și deja o să vedeți schimbări foarte mari la ten. De asta eu consider că alimentația este foarte importantă și felul cum noi arătăm, da? Eu acum lucrez foarte mult la asta, să mă mențin tânără cât mai mult, cu toate că vârsta, mă rog, avem riduri, nu mai arătăm așa, dar cu ajutorul alimentației eu încerc să te menții. Să mă mențin, da. Simți că reușești și mai multe activități decât făceai anterior? Simți că ți-ajung forțe pentru și mai mult? Uite, da, era o perioadă iarna când după a doua naștere, vara, eram foarte activă, nu dormeam tot timpul noaptea, bine. A doua zi eram mega activă, am început să fac sport, lucru, deci tot. Eu nu am încetat să lucrez niciodată. Și iată, iarna am avut un moment că, uite, am simțit că trebuie un pic de odihnă. Și m-am odihnit
și uite acum eu simt că pot mai mult și vreau mai mult și am energie necesară. Care a fost cel mai ciudat aliment pe care l-ai consumat până acum? Uite, ashwagandha. Asta ce este? Este o rădăcină din Ayurveda care se consideră antistres. Iată, eu am început să o iau iarna și vreau să spun că ca supliment, face minuni. Somnul este mult mai puternic, ceea ce eu nu am avut până în această iarnă. Deci dormeam, uite, orele care le dormeam, le dormeam calitativ, da? E un somn calitativ. Și dimineața mă trezeam, uite, aveam puteri, nu știu, să fac orice. Încă? Spirulina și clorela nu cred că o să te mir pentru că le consum mereu. Am început să iau suplimente omega 3, dar varianta vegană, pentru că cea obișnuită, deci care se comandă de pe diferite site-uri, s-a demonstrat a fi contaminat cu diferite metale grele, deci nu tot timpul dacă e bio sau organic, e ceea ce noi ne dorim, și am luat varianta vegană din alge marine, omega 3, și asta ar merge pentru mine acum, pentru mine și pentru fiul meu. Spune-mi, te rog frumos, de-a lungul acestor ani ai mers la medic pentru investigații medicale? Faptul că ai renunțat la carne, la lactate, la produse de origine animalieră, se vede cumva în analizele medicale și în rezultate și la modul în care se simte corpul tău pe interior? Uite, după sarcină am avut analizele nu așa cum mi-am dorit, știi? Dar eu mereu dădeam analizele și am luat careva suplimente pentru a îmi reveni și acum sunt ok. Până la sarcină... Până la al doilea copilaș. Da. Până la al doilea copilaș eu am dat analizele mereu pentru că orice schimbare pe care noi o facem trebuie monitorizată după careva analize. Deci mereu vitamine, nivelul fierului, totul trebuie de dat pentru a vedea. Este suficient din mâncare sau nu? Ai nevoie de ceva? Să înțeleg că deși ai un regim de alimentație bazat pe plante, de fiecare dată sau în permanență suplimentezi, da, meniul tău. Deci 6-7 ani de când ai adoptat acest stil de alimentație, nu te alimentezi doar cu plante, ci suplimentezi cu anumite adaosuri alimentare. Și da și nu, da? Da, sunt perioade când adaug, sunt perioade când... Acum am simțit nevoie cu te, este cazul. Dar mulți ani la rând doar mâncarea și atât. Uh-huh. Eu cred că trebuie să dai analizele și să vezi. Atunci când ai un deficit, da, desigur că trebuie să iei suplimente, dar dacă nu, atunci... Dacă este să vorbim despre surse de inspirație, de unde ți le iai tu, de unde ți le iei tu și care sunt autorii sau femeile sau oamenii pe care îi urmărești și care ți sunt interesanți? O urmăream foarte mult pe Ligia Pop din România, pentru că are articole foarte bune. Deci, practic, toate întrebările pe care eu le aveam la început de cale, la schimbarea de alimentație, le găseam acolo, dacă este vorba despre alimentație. După care urmăresc diferite pagini a unor persoane care iarăși au un asemenea mod de viață, vreau diferite rețete, ceea ce fac ei în fiecare zi, deci mod de viață, ce sport fac. De exemplu, am văzut la cineva că face foarte mult yoga, da? Yoga nu este pe placul meu, dar am zis să încerc și uite... Ți-a plăcut? Da. Te-ai prins? Da. Cât costă lunar să mănânci sănătos? Uite, noi nu prea mergem prin magazine. Tot ce cumpărăm noi este de așa legumele iarna, care nu le putem lua din grădină. Și ar fi în jur de 10.000 de lei, așa. Familie cu doi copii. Familie cu doi copii, da. Cerealele le luăm de la piață, deci este mult mai accesibil ca preț. Și restul le luăm de la noi, da, cu certificate bio și eco, care... Există o serie de reguli ale slăbitului sau ale unui stil de alimentație sănătos, da? Știm foarte bine că, de multe ori,
inclusiv nutriționiștii zic că, uite, dacă îți dorești să faci o schimbare, nu mânca după 6 seara sau renunță la dulce și o altă serie de astfel de sfaturi și recomandări. Spune-mi, te rog frumos, din experiența ta, sunt adevărate aceste afirmații sau totuși sunt mituri și totul este așa, ușor adaptabil după noi? Totul este individual, după părerea mea, și totul, ceea ce merge mie nu este valabil pentru altcineva, dar așa ca un adevăr valabil pentru toată lumea ar fi renunțarea la zahăr, dar nu numai zahărul alb, da? Dar tot ce conține zahăr, borcanele care noi folosim, roșiile din borcane, năutul din borcane, asta ar fi o mare schimbare pentru oricine. Conservele, care... să înțeleg că mâncarea pregătită, da, din comerț. Da, din comerț, da. Asta ar fi o schimbare foarte mare și aș mai adăuga foarte multe frunze verzi. Iată. Astea două deja fac mari schimbări. Dar de unde ții tu dulcele de fiecare zi? Știi, când nu mai mănânci atât de mult dulce, nici nu vrei să mănânci atât de mult dulce, dar eu pot să consum curmale, da, care pentru mine sunt extrem de dulci. Eu pot să mănânc un desert raw vegan odată la câteva zile, deci și e ok pentru mine. Dar în momentul în care, de exemplu, te așezi la masă, cum combini alimentele astfel încât tu să te asiguri că primești tot de ce are nevoie corpul tău? Este o regulă care eu încerc mereu să o urmez și anume, la fiecare masă am grijă să am pe farfurie grăsimi naturale, proteină, sursă vegetală, foarte multe frunze. Iată, și atunci când și carbohidrați complexi. Iată, dacă avem acest lucru, e minunat. Ce înseamnă carbohidrați complexi? Quinoa, hrișcă verde, hrișcă obișnuită, amarant. Dar ai momente când te scapi, în ghilimele, și îți permiți să consumi și alimente de neconsumat în acest stil de alimentație? Știi, la mine e psihologic și eu cred că la toată lumea se întâmplă la fel. Dacă eu sunt mulțumită de mine, dacă la lucru merge totul bine, eu vreau să mă alimentez sănătos ca să fie, uite, bine pe toate aspectele. Dar dacă se întâmplă că, uite, nu e așa cum mi-am dorit, ceva la lucru merge prost, desigur că... Sunt momente, da. Te mustră conștiința? Nu, eu consider că, nu știu, eu o iau mai ușor, deci pentru mine asta nu este o interzicere, da? Cu vârsta eu am înțeles că, uite, eu știu, analizez, da, ce este bine pentru mine și eu conștient fac careva schimbări. Dacă știu că pătrunjelul face bine pentru mine, eu îl pun și în supă, și pe sandwich, și pe fruct, pe legume. Deci e o schimbare conștientă și nu este impusă și atunci nu mă mustră conștiința pentru că știu că s-a întâmplat și atât. Tatiana, îți mulțumesc foarte mult pentru acordarea acestui interviu. Îți doresc multă sănătate acasă și mult succes în tot ce faci. Mulțumesc mult!